Din nou putem să spunem și cred că o facem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Din partea Lui dorim binecuvântare pentru fiecare. Dumnezeu are suficiente binecuvântări, o diversitate de haruri cu care poate să ne cuprindă. Rămâne la dispoziția noastră dacă vom intra în această sferă a binecuvântărilor. Ea are limitele ei, în afara cărora se extind blestemurile și de care nu dorim să avem parte. Cum obișnuia un frate să salute spunând, vă doresc tot ce a spus Dumnezeu în Biblie în afară de blesteme. În dimineața aceasta vreau să folosim Scripturile, în mod deosebit Cartea Judecătorii, dar și alte referințe din Cartea Sfântă, din Noul Testament. Să știți că Biblia este foarte strâns legată, mă refer la scrierile dinaintea venirii Domnului Iisus și cele ce au urmat, Evanghelie, Epistole și Apocalipsa. De exemplu, în cartea Apocalipsa, care are aproximativ 400 de versete, sunt 270 de citate din Vechiul Testament. Ca să vedem cât de strânsă este Biblia. Domnul Hristos a luat scripturile Vechiului Testament despre care scria Pavel că toată Scriptura e de folos și le-a explicat și apostolii au continuat această învățătură sfântă. Pentru că totul a venit de la Duhul Sfânt și toate poartă aceeași direcție, aceeași culoare binecuvântată a mântuirii. Mă opresc la Cartea Judecător și vreau mai întâi să vă citesc câteva cuvinte din Judecător, capitolul 2. Este scris aici de la versetul 7, hai și 6. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le-a făcut și Domnul pentru Israel. Este momentul așezării în Canaan. Nu putem să-l datăm cu exactitate cândva între secolele 14 și 13 înaintea erei noastre. Vă rog să vă imaginați evreii, fiecare în moștenirea lor, pe triburi, dar în mijlocul lor mai existau încă popoare cananite, cetăți locuite de alte neamuri. Și aici găsesc o prima asemănare între dumneavoastră și evreii de atunci. Sunteți împrăștiați, aici oarecum cel puțin pentru o vreme vă este moștenirea, dar în jur sunt alte popoare, alte religii, alte crezuri. De asemenea, găsesc o asemănare între cei de atunci și dumneavoastră, gândindu-mă că unii ați avut părinți credincioși, aveți o moștenire binecuvântată, numai că scrie aici în versetul 10, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui, cum ne va veni vremea și nouă. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Vă întreb, ați vrea ca următoarea generație să fie tot credincioși sau să nu fie credincioși? Dar știți că atunci riscul a fost foarte mare ca în fiecare generație să se piardă credința? De aceea Dumnezeu a fost nevoit, spune Scriptura aici, versetul 16, să le ridice judecători, care îi chemau și în fiecare generație urma să aibă loc o altă reformă, o altă vreme de pocăință, adesea pe fondul unor vremuri grele. Spune Scriptura aici în versetul 18, când le ridica Domnul judecătorul, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor lor. Și de regulă, cum știți că sunt citate în Cartea Judecători, era pace, era bine, credința era activă, 40 de ani, un caz avem cu 80 de ani, și vine altă generație și iarăși lucrurile trebuiau luate de la început. Așadar, dacă vreți ca aici unde sunteți, nu numai dumneavoastră, ci și copiii ce aveți, să fie credincioși, vă propun să urmărim din această carte
Asta înseamnă o istorie de 200-300 de ani. Câteva principii prin care și de care, dacă vom ține cont, vom fi mântuiți noi și copiii noștri. De regulă, Dumnezeu așa-i binecuvântat pe evrei, pe ei și pe copiii lor. Și chiar strigătele dumneavoastră de la ora de rugăciune aveau același conținut. Vreți să vă mântuiască Dumnezeu urmași? E ceva natural. Dumnezeu ne-a motivat prin legăturile de familie să punem suflet pentru mântuirea celorlalți. El a turnat din dragostea sa un strop în viața de familie ca să ne lege, să ne țeasă împreună, ca noi să facem ceea ce este necesar în relațiile interumane, în plan spiritual și nu numai, pentru mântuirea oamenilor. Vreau așadar să urmărim câteva principii. Primul dintre ele, Judecători, capitolul 1, versetul 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel, accentuez, au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților și să pornească lupta cu ei? Și îmi place ce spune în versetul 2. Domnul a răspuns: principiul consultării lui Dumnezeu în orice împrejurare a vieții. Ei au întrebat și Domnul a răspuns. Și vreau să vă arăt din mai multe referințe că ei știau necesitatea acestui principiu. Vă citesc din aceeași carte, Judecători, evenimente petrecute în generații diferite. Mă duc până la sfârșitul perioadei ca să vă arăt însăși principiul și apoi voi reveni la câteva exemple. 1 Samuel, capitolul 9. Ne aflăm tot în perioada judecătorilor. Aici, într-o familie, se pierduseră animalele, ceea ce era atunci averea unei case. S-au dus să le caute și nu le-au găsit. Și scrie în versetul 6 că și slujile știau acest principiu. Sluga i-a zis: iată, în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Versetul 9. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, se zicea: haidem să mergem la văzător. Deci era foarte obișnuită zicerea aceasta, căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Să întrebăm pe Domnul. Ia un caz din Cartea Judecători, capitolul 20. Evreii se aflau într-o vreme critică, era un război civil și scrie aici, de la versetul 20, și 3. Și copiii lui Israel s-au suit și au plâns înaintea Domnului până seara și au întrebat pe Domnul și au zis: să mă sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin? Domnul a răspuns. Și mai târziu, din nou, neștiind ceea ce au de făcut, versetul 27, și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu. Deci pentru probleme externe, pentru situații interne, pentru probleme materiale, se obișnuia să întrebe pe Domnul. Și vreau să vă amintesc că după perioada judecătorilor a urmat perioada monarhiei. Primul rege a fost Saul. El a moștenit acest principiu, numai că spune Cartea Sfântă, 1 Samuel, capitolul 28, versetul 6, că la sfârșitul domniei lui a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Și acum enumeră câteva posibilități prin care ei întrebau pe Domnul. Vise, urim și tumim, proroci.
Și atât a fost de dezorientat pentru că Domnul nu i-a răspuns, încât a fost în stare să meargă să întrebe un medium ocult pe Satana. Pentru că omul rămas fără nicio orientare este pierdut în deșert. Și ne dă Scriptura încă o lămurire, cartea 1 Cronici, capitolul 10. Versetul 13. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, a cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. Și apare condamnare, capul de acuzare. N-a întrebat pe Domnul. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, obișnuiți să întrebați pe Domnul? Poate ați auzit de fratele Simeonuc? Un slujitor al Domnului era undeva la o masă, stăteau mai mulți la o nuntă și știți că masa durează. Discutau ceva și unul a zis, hai să întrebăm și pe bătrân. Dar el nu s-a grăbit să răspundă și unul din mai tânăr a zis, lasă-l că nu mă aude bine. La care după un timp scurt, fratele a zis, eu încă aud bine, numai nu vorbesc așa ușuratic. Cât despre problema care ați întrebat, ascultați-mă, oamenii sunt de trei feluri. Unii care fac cum îi taie capul, la alții le poartă alții capul și unii întreabă pe Domnul. Și la aceștia le poartă Dumnezeu capul și le conduce viața. Dumneavoastră, repet, obișnuiți să întrebați pe Domnul? Dumnezeu se lasă întrebat. Îi este imputat unui rege al lui Israel, Asa, 2 Cronici 16, că atunci când a fost bolnav, n-a întrebat pe Domnul. E normal să te duci la medic, dar mai întâi trebuie să întrebi pe Domnul, Doamne, de ce sunt bolnav? Pentru că s-ar putea să-ți dea Dumnezeu primul tratament și să spună, pentru că e pedeapsă într-un păcat, Domnul îți încearcă credința, sau, să vă spun un caz, un frate din Gherța Mică, satul mare, s-a îmbolnăvit, s-a dus la rugăciune, Domnul i-a vorbit și i-a spus, te vei duce la oameni. Acolo unde vei ajunge, voi avea de făcut cu tine o lucrare. Dar cât pentru problema ta, eu, Domnul, te voi cerceta acasă. A ajuns la Cluj, una dintre clinici, și lângă el, pe pat, erau unul din Bistrița, singurul nepocăit dintr-o familie. Părinții credincioși, frații, surorile credincioase, el întârziase să-și predea viața Domnului. Fratele i-a vorbit și Domnul a hotărât atunci să-l cerceteze și să-l mântuiască. Fratele s-a întors numai cu analizele, fără să fie problema rezolvată. În mod deosebit avea tensiune foarte mare. Și într-o noapte, pentru că așa spunea mesajul care Domnul i-l-a dat, când te voi cerceta, îmi vei auzi pași. Într-o noapte s-a visat că s-a deschis ușa, a apărut un medic la el în dormitor și i-a spus, am venit să-ți iau tensiunea. Și a luat-o, era mare, 20 și cu vreo 10. I-a făcut o intervenție și i-a zis, de acum tensiunea ta s-a reglat. 13 cu 6. Sau cu 7, ceva, să nu greșesc. Cu 7, cred. A doua zi, pentru că visul s-a încheiat și atât a auzit, 3 zgomot de pași și o ușă închisă. S-a luat doctoriță și i-a spus, doamna doctor, am venit să-mi luați tensiunea, dar vă spun eu cât am, 13 cu 7. Păi, tu n-ai mai avut tensiunea asta în tinerețe. Sau ai luat ceva medicamente tare acum? Și când i-a luat tensiunea, 13 cu 7. Și s-a dus altă dată, 13 cu 7. Că Dumnezeu se lasă să fie întrebat și ce-i mai frumos ne răspunde. Vreau să vă prezint acest principiu în învățătură nou testamentală, ca să nu spuneți că asta a fost doar în perioada evreilor. Iacov, capitolul 4. De la versetul 13. Ascultați acum,
Voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în Germania, am și ajuns. Vom sta acolo un an, oamenii își fac planuri. Vom face negustorie, evreii sunt cu negustoria, nu sunt cu munca, românii zic că vin la muncă. Și vom câștiga, asta este ideea, nu? Scopul deplasării. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că astăzi cu mâine nu-i tot una. Nu-i nimeni stăpân peste ziua de mâine. Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Abur. Da, nu suntem mai mult decât atât. Respirăm, respirăm și până când nu mai respirăm. Acum ascultați versetul 15, cum este evidențiat acest principiu. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi, în primul rând vom trăi și apoi vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar care lucru? Întreabă pe Domnul. Pentru probleme spirituale, pentru probleme materiale, să vezi, vrea Domnul. Care lucru vrea Domnul să-l faci? Acesta sau acela? Povestea un frate de la noi în zona de vest a țării că atunci când a vrut să se înscrie la liceu, a avut opțiune să facă liceu CFR la Arad sau la Timișoara. Și Domnul i-a spus, nu știu exact cum, el a înțeles că ar trebui la Timișoara. El a zis, da, la Arad e mai aproape, doar e tot CFR-ul. Dar lui a rămas asta în minte peste ani, de ce o fi vrut Domnul să fac eu școală la Timișoara și nu la Arad? Și știți când a înțeles, după 30 de ani, cei de la Timișoara, de la regional, au ieșit la pensie cu 10 ani înainte la cei de la Arad. Și s-a vrut Dumnezeu să-mi dea 10 ani de pensionare. N-am ascultat, m-am mai dus la lucru. Că dacă va vrea Domnul să faci cu tare sau cu tare lucru, nu-i tot una. Vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Vom face. Știu eu ce am de făcut. Dacă știe cineva să facă bine, aici nu-i vorba de un bine, o faptă, o binefacere. Acest să facă bine înseamnă să întrebi pe Domnul, adică să nu faci de capul tău. Cum a zis Moise când l-au acuzat unii, eu nu fac ce fac din capul meu. Eu m-am consultat cu Domnul. Pentru că Dumnezeu se implică în probleme mari și în probleme mici. Dumnezeu a creat aștri imenși și gâze invizibile. Îi plac și lucrurile macrocosmice și microcosmice. Acest Dumnezeu care întrece gândirea noastră vrea, repet, să se implice în toate problemele noastre. Numai ciudățenia și durerea în timp este că noi vrem să fim privați. Adică noi vrem să fim independenți, să facem fără Domnul. Nu faceți că nu iese bine. Ascultați-L, întrebați-L, nu fiți îndrăzneți așa ca Napoleon când a avut campania militară în Rusia. A zis sărbătorile de iarnă la Moscova. Și un prelat i-a spus, asta dacă va rândui Dumnezeu. Ei, campania asta o fac și fără. Și-a dat Dumnezeu frig, cum știți. I-a despuiat de haine, le-a luat aburul și s-au întors înapoi câțiva că trebuiau să recunoască faptul că fără Dumnezeu nu se poate. Nici războaie, și nici vreo altă faptă de vetejie, căci toate sunt în mâna Lui. Nu putem să facem nimic fără Domnul. Adică noi putem, Dumnezeu ne lasă, numai că nu o să iasă bine. Așa că aveți de ales, întrebați sau nu întrebați. Dar biruința, să știți că este a Domnului. Nu e nici a noastră, nici armele din dotare nu ne asigură biruința, numai dacă Domnul o pronunță. Și El poate să dea biruință printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Dumnezeu poate face și face orice în cer și pe pământ. Amin. Când Nebucadnețar s-a mândrit și a zis, nu-i acesta Babilonul care l-am zidit eu. Află împărate că te expropriezi.
Și a zis Domnul așa, voi pune împărat apoi pe cel mai de jos dintre oameni. Care a fost cel mai de jos? El, că făcea pe patrupedul. Și Dumnezeu l-a suit și apoi scrie acolo în finalul cărții, în finalul capitolului 4 din Daniel, versetul 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Omul smerit întreabă, omul mândru se încrede în sine. Dumnezeu să vă păzească de asta. Amin. Trecem la un al doilea principiu din Cartea Judecător. Revin la capitolul 1 și vă citesc ce au întrebat ei pe Domnul. Cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților? Domnul a răspuns, versetul 2, Iuda să se suie. Personal, cred că Domnul a spus să se suie Iuda pentru că era cea mai mare seminție și aveau conducător pe cel mai puternic bărbat, Caleb, încă trăia. Cine altul ar fi fost mai îndrept să inițieze lupta? Dar ce îmi pare interesant în versetul 3. Iuda a zis fratelui său Simeon, suie-te și accentuezi împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți, ca să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul le-a dat izbândă. Știți că Simeon a fost cea mai mică seminție? Tribul lui Iuda avea peste 70.000 de soldați. Tribul lui Simeon, 22.000. La ce au nevoie cei mai tari de cei mai slabi? Mai trebuie să reținem că Simeon și Iuda erau vecini de teritoriu. Adică fie mai tari, fie mai slabi, cei de aproape trebuie să se ajute. Și în luptă Domnul dă biruință numai în condiții de unitate. Amin. Și vă dovedesc acest principiu cu N exemple de aici. Iuda și Simeon s-au unit și au avut biruință. Dar ascultați-mă ce vă citesc de la versetul 21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe ebusiți. N-au reușit să câștige bătălia. Dar s-au unit tribul lui Beniamin cu cineva? Nu. Dar de ce nu s-au unit cu Simeon și Iuda, că erau vecini? Mai departe, versetul 29. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau la Gezer. De ce? Nu s-au unit nici măcar cu Manase. Singuri. Facem noi ceva. N-au făcut nimic. Mai departe, Zabulon n-a izgonit, Asher n-a izgonit, toate triburile care s-au luptat singuri n-au avut biruință. Același principiu rezultă din ceea ce vă citesc mai departe, din capitolul 4, războiul împotriva lui Iabin, împăratul Cananului. Versetul 6 este un mesaj din partea Domnului, cum spuneam că dacă întrebăm, Domnul ne răspunde. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftale și din copiii lui Zabulon. Și mai clar, capitolul 5, face recensământul corpurilor de armată. Versetul 14. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalek, deci o seminție. După tine a mers Beniamin, două seminții. Din Machir, ăsta e Manase, au venit căpetenile, trei seminții. Și din Zabulon, cârmuitorii, patru seminții. Mai mari lui Sahara au fost cu Debora, cinci seminții. Și acum atenție, nu au fost toate. Citesc de la versetul 16. Acum vorbește pentru cei ce nu au participat la luptă. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? S-a sculs behăitul turmelor? Adică unii nu s-au dus că aveau treabă, cum spunem noi. Au fost cu munca și atunci munca era una agrară. Pentru că atunci când îi chem pe unii, frate spunea că a fost mâhnit că n-au venit, poate unii au fost cu turmele la păscut. Poate au avut ore de muncă și nu și-au lăsat munca să vină și ei la luptă atunci când ne luptăm pentru familii. Altă cauză, alte triburi, versetul 17, Galaadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința, n-au venit pe front. Și întreabă, pentru ce a stat Dan pe corăbii? Asher a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Adică unii nu vin fiindcă au muncă și alții nu vin fiindcă sunt la distracții. Astea sunt cele două categorii de oameni care nu participă la război. Dumnezeu să vă ajute să nu fiți dintre aceștia. Că munca și are vremea ei, dar și activitățile sfinte și-au timpul lor.
povestea fratele Nelu Gurău că era pe vremea comunistă și lucra la Enel, deci la întreprinderea electrică. Și la un moment dat i-o chemat duminica la lucru. Și el nu s-a dus, s-a dus la adunare. Luni dimineața, convocare, secretarul de partid, cum era atunci, îi spune: Nelu, de ce n-ai venit? La care el spune: eu de la lucru nu fug să mă duc la adunare, dar de la adunare nu vin la lucru. Peste vreo două săptămâni din nou le spune sâmbata, că atunci se lucra și sâmbata, mâine din nou toată lumea: Nelu, ai auzit și tu? El nu s-a dus. Luni, din nou: Nelu, de ce n-ai venit? Și el repetă: eu v-am spus, eu de la muncă nu fug să mă duc la biserică, dar de la biserică nu vin la muncă. Și după ce a spus asta de câteva ori, ei au înțeles că acesta e principiul. Pentru că toate lucrurile și-au vremea lor. Munca așa are vremea ei, Dumnezeu a spus timp pentru muncă, dar e și timp pentru lucruri sfinte, e și timp pentru post, e timp pentru rugăciune și e bine ca să ne încadrăm în acest orar binecuvântat, să fim alături de frații noștri. Amin? Dacă o familie vă cere să postiți împreună cu ei, veți fi gata? Sau veți spune: mâine nu pot posti, că lucrez greu. Dar dacă tu ai avea un necaz, ce zici? S-ar place să te ajute altul? Dacă cineva cere: veniți mâine să ne ajutați la repetiții, avem să pregătim un set de cântări, ne pregătim pentru un program de biserică. Nu pot, mâine e un meci important, mâine am promis să ieșim în natură, la iarbă verde. Face repetiții acolo. Mă, că nu știu cum se face că uneori când stăm pe limanuri, nu numai că nu suntem îmbrăcați cuvincios, măcar că vorba cuiva, nu știu cu ce e mai sfânt tavanul bisericii decât cerul. Și sub tavanul bisericii ne îmbrăcăm cuvincios, sub cerul liber cum ne apucă. Dacă suntem înaintea Domnului, dacă suntem la închinare, voi este închinare, dragii mei. Dar cei ce se dăruiesc și se jerfesc pentru lucrarea Domnului sunt gata să se lupte. Cum ascultați-mă, vă citesc din cazul lui Gedeon. Știți că Domnul i-a spus să-i trimit acasă 10.000 și a rămas numai cu 300. Nu vrea Domnul. Vrea Domnul în anumite situații să vedem că puterea e a Lui. Dar nu înseamnă că vrea Domnul ca numai unii să se lupte. Că după ce l-a pus pe Gedeon 6:34, îmbrăcat de Duhul, să sune din trâmbiță și au fost chemați. Mai mulți. Dar acum ascultați, în capitolul 8 este ceva ciudat. 8:1. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon: ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Vreau să vă arăt că ei știau principiul unității în luptă, al asocierii, al înfrățirii. Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Cum adică? Tu nu știai că trebuie să ne chemi și pe noi? Gedeon a fost un om blând și le-a zis: ce am făcut eu? Păi, uite, eu am început lupta, voi ați terminat-o și Domnul a dat biruința. Și s-au potolit, numai că n-a ieșit din ei spiritul ăsta. Puțin mai târziu, e vorba totuși de altă generație, capitolul 12, bărbații lui Efraim ăștia sunt cam suciți puțin. S-au strâns, s-au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus te bați cu fiul lui Amon fără să ne chem să mergem cu tine? Știau că trebuie chemat să meargă împreună. Numai că Iefta nu mai era geamăn cu Gedeon. Și nu le-a mai vorbit cu blândețe și le spune: măi, vă știți ciudați. Când v-am chemat n-ați venit și acum face scandal că am mers singur. Există și astfel de oameni. Cu caprici. Dacă nu îi lași pe ei să facă proiectul, nu participă. Și în urmă, boicotează. Sper la dumneavoastră să nu fie și duhurile astea să fie îndepărtate. Știți care le-a fost plata? Au murit peste 40.000 de bărbați. Din ăștia care știau de principiul unității, dar nu îl respectau. Vreau să mai dau încă un exemplu de vitejia lui Samson, ați auzit, da? Dar știți ce a lipsit la vitejia lui Samson? Știți ce a lipsit lui Samson? N-a avut trompetă. Niciodată Samson n-a fost în stare să mă adune unul lângă el să se lupte împreună. Și nu a fost mare biruință. Degeaba este unul puternic. Trebuie să cheme și pe altul. V-am spus, seminția lui Iuda și Caleb a fost puternic, dar au știut să cheme pe alții. Așa că nimeni nu se poate lipsi și să spună: a, pe ăștia nu mai contăm că sunt slabi.
auzi, nu știi prin cine dă Domnul biruința. Că Domnul poate să o dea prin cine nu te aștepți. Dar un lucru știu, că Dumnezeu vrea să ne luptăm împreună. Am avut experiențe în viață când eu de felul meu sunt o fire mai închisă. Întotdeauna m-am simțit mai bine între cărți decât între oameni. Dar Dumnezeu m-a adus la convingerea că am nevoie să fiu ajutat de alții și alții să mă ajute. Și am avut situații grele în viață când n-a vrut Dumnezeu să-mi dea biruințe până nu m-a rugat de alții să se roage împreună cu mine. Pentru că Dumnezeu vrea să implementeze în noi acest principiu al colaborării, al ajutorării. Aici fac o precizare. Colaborarea are totuși limitele ei. Nu înseamnă să te lupți împreună cu alții, să te lupți pentru păcat și să aperi pe cei vinovați. Ne referim la scopuri nobile, sfinte. Pentru că în Cartea Judecător, capitolul 20, scrie că niște oameni din Ghibeia lui Beniamin, deveniți homosexuali, au fost apărați de întregul lor neam și asta a dus la pierzarea întregului neam al lui Beniamin. Au scăpat doar câteva 600 de tineri. Deci, nu să ne asociem cu cei răi, nu să ne unim la scopuri rele. S-a întâmplat undeva în țară, niște frați vreau să dea jos pe un slujitor dintr-o biserică. Și s-au dus cu niște tabele ca să semneze și alții și au ajuns într-o biserică și un frate când a văzut despre ce e vorba, repede ești afară și de unde pleci? Nu cumva să mă vadă Domnul că am participat la o asemenea discuție. Dar ne-a chemat Domnul să fim niște oameni care punem la cale lucruri rele. Domnul urăște pe cei ce urzesc planuri nelegite, scrie în Proverbe 6 de la versetul 16. Însă pentru lupte sfinte, Domnul ne vrea să ne luptăm împreună. Amin? Vreau să vă dovedesc casa din Noul Testament și mă opresc aici. Uite, vă las o temă pentru acasă. Mie așa îmi place uneori să mai las teme pentru acasă. Să căutați de câte ori scrie în Noul Testament sintagma unii pentru alții. Eu vă citesc doar unele versete din categoria aceasta. Romani, capitolul 12, scrie aici, în versetul 10, iubiți-vă unii pe alții. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, scria apostolul Pavel, versetul 11, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Iacov, capitolul 5, și ultimul care vi-l citesc din categoria aceasta, așa cum ați făcut și în dimineața asta, rugați-vă unii pentru alții. Pentru că Dumnezeu vrea să fim ca un trup. Ajută mâinile pe picioare. Sigur. Ochii ajută restul trupului. Da. Cine își poate imagina că o mână pleacă singură de acasă să facă o afacere? Nu, pleacă tot trupul, se cheamă din oficiu. Asta pe bază nervoasă. Pe baza nervilor care funcționează în tot organismul. Am citit în scrierile medicului misionar Paul Brand despre un caz în care părinții au venit cu o fetiță care a trebuit operată, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. El, ca un bun profesionist, a cusut înapoi și a spus că în câteva timp se va reface. După câteva zile, părinții au venit înapoi, rana încă supura. El a văzut necesitatea să deschidă din nou rana și totul era exact cum cususe el, numai că dăduse să se infecteze. A curățit din nou, a cusut la loc și părinții au revenit iarăși după câteva zile. A fost nevoit să redeschidă operația și apoi să constate și să le spună părinților că fata lor face parte din acele cazuri care se întâlnesc una la sute de mii de cazuri, când organismul nu programează de la creier ca celulele să se focalizeze pentru vindecarea unei răni. Și au fost nevoiți să asiste neputincioși cum fetița aceea a murit sub ochii lor. Toată operația lui era ca și cum ai coase împreună două bucăți de postav. Nimic mai mult.
Și spunea el, dacă Dumnezeu n-ar fi făcut trupul uman ca celulele să se refacă și întreg organismul să se focalizeze spre zona curana, profesia de chirurg n-ar putea să existe. Ei, și făcea o frumoasă comparație, când apare o problemă în trupul lui Hristos, n-ar trebui toți să ne focalizăm și să intervenim? Așa se întâmplă în organismul uman. Dar mai sunt și trupuri bolnave. Și nu se dă comanda și celulele nu se focalizează în intervenția și vindecarea acelei răni. Domnul să vă vindece. Amen. Și să vă ajute să fiți în unitate, ajutându-vă unii pe alții. Amin. Amen. Un al treilea principiu și luăm pauza de învățătură despre care se vorbea, continuând slujba cu alte activitate. Revin la cartea Judecători. Și vă citesc iarăși din capitolul 1. Pentru că sunt principii valabile pe toată această perioadă. Versetul 12. Caleb a zis, voi da pe fiica mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Odniel a învins. Trecem în capitolul 3, versetul 7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Versetul 9. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Și atenție, Domnul a ridicat un izbăvitor. Versetul 10. Duhul Domnului a fost peste el, a ajuns judecător. Și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Și țara a avut odihnă 40 de ani. În perioada judecătorilor, Dumnezeu a ridicat așa numiți judecători sau izbăvitori, ceea ce înseamnă bărbați sau femei plini de curaj și vitejie. Rugați pe Domnul să ridice astfel de bărbați și femei puternice. Fără aceștia nu se poate conduce războiul. E bine să fim uniți, dar trebuie să fie cineva în frunte. Odniel s-a ridicat și a învins. În capitolul 3 întâlnim pe Ehud, de asemenea, un om care nu se folosea de o mână. Într-o altă traducere în Septuaginta scrie că era stângaci, nu știu exact. Scrie aici în versetul 19, că i-a dus un dar împăratului și apoi a zis, vă rog să vă imaginați un sol dintr-o țară de sclavi, ajunseseră robi, să se ducă la un împărat, la un monarh și îi zice așa, împărate, am să spun ceva în taină. Și împăratul este tăcere, au ieșit toți afară și când a rămas numai cu împăratul, a întins mâna stângă, a scos sabia din mâna dreaptă și i-a înfipt-o în burtă încât acolo a rămas. Și nu s-a pierdut cu firea, a avut tăria să închidă ușile, să iasă și apoi să alerge, dar nu să fugă de frică, să dea alarma. A sunat din trâmbițe, scrie aici de la versetul 27, și copiii Israel s-au încolonat după el. Și au avut biruințe. Puternic bărbat, așa-i? Să ai curaj să mergi în palatul unui rege, să-l ucizi și apoi să conduci poporul în bătălie. Capitolul 4. Ajunsese o femeie judecător. Dar nu erau acolo bărbați? Se vede că nu. Pentru că scrie în 5 cu 7 că pe tine erau fără putere în Israel până când m-am sculat eu, Deborah. În capitolul 4 îi prorocește la Barak cum să conducă lupta, unde să fie front. Toate amănuntele le-a dat. Și zice Barak, versetul 8. Dar nu pe baza principiului unității, ci în lipsă de curaj. Dacă vii tu cu mine, mă duc, dar dacă nu vii cu mine, nu mă duc. Cu alte cuvinte, mi-e frică. Și apare un alt enunț profetic. Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă pe calea pe care mergi, căci Domnul va da sesisera mâinile unei femei. S-a dus, a câștigat bătălia, comandantul oștirii dușmane, cel mai viteaz, a luat-o la fugă. Scrie de la versetul 17, sesera a fugit pe jos în cortul Iaelei și acolo era o femeie puternică. În vremea aia au fost două femei puternice, Deborah și Iaela. I-a cerut apă, i-a dat lapte și l-a scris odihnit, ea l-a acoperit, o lua țărușul cordului și un ciocan și-a dat cu o mână de bărbat. Așa ca fiii țieruiți, nu mai ai nevoie să dea două ori. Și ce interesant, nici asta nu s-a pierdut. Măi, ce-am făcut, l-am omorât, oare nu vin soldați? Versetul 22, pe când Barak urmărea pe Sisera, i-a ieșit înainte și a zis, vină, vină fricosule să-ți arăt ce n-ai putut face tu când m-a pus Domnul să fac eu. Uite, nu pe ăsta l-urmăreai, nu de ăsta ți-a fost frică. Spus, ba da, e mor, nu mai mișcă, nu.
Dumnezeu să ridice bărbați și femei plini de curaj. Când oamenilor le este teamă să se ridice să spună adevărul, când este frică să se ridice să organizeze o zi de post, să poruncească numele Domnului la rugăciune, fratele Todoraș din Banat, un proroc, un om al lui Dumnezeu, are o vorbă. Măi, de satana nu trebuie să-ți fie frică, numai să nu te aibă cu nimic la mână. El trebuie să fugă de la noi. Numai să nu fii cu slăbiciuni, că atunci o să spună ca la fiul lui Sceva. Pe Iisus îl cunoaștem, pe Pavel îl știu, dar cu voi cei? Șmecherașilor. Când i-o lua la bătaie, ce au mai putut să facă? Că scrie în Proverbe, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Așa a fost și Gedeon, îi spune Domnul, Domnul este cu tine viteazul. Că fără un viteaz nu se poate merge în față. Domnul a văzut că nu-i suficient de întărit și îi zice să se coboară în tabără și îmi place asta, capitolul 7 aici, dă Domnul un vis ca să-l întărească, Dumnezeu să vă dea și dumneavoastră să fiți tare. Se duce cu slujitorul lui, pentru că e ceva interesant aici în versetul 10, dacă ți-e frică, pogoară-te cu slujitorul tău. El nu a zis că e frică, dar nici nu s-a dus singur. Acolo era un vis interesant. Citesc de la versetul 13. Gedeon a sosit și iată că un om istoresea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis. Atenție! Se făcea că o turtă de orz din Israel se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit, a lovit cortul, cortul a căzut, l-a răsturnat cu sus în jos, cortul a fost dărâmat. Și dau și tâlcuirea. Să știi că asta nu e altceva decât sabia lui Gedeon. Hai să zici că dacă se rostogolea un bolovan. Da, se rostogolea o bucată de prăjitură. Pentru că nu în puterea noastră stă izbânda, ci în prezența și puterea lui Dumnezeu. Au zis sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Și Domnul a dat izbândă, slăvit să fie în veci. Știu că ai sunteți slujitori tineri și ne rugăm Domnul să vă dea putere și autoritate. Că sunt oameni obraznici. Sunt lupte. Țin minte că la noi la biserică a venit odată o pereche de miri, numai mirile sau mireasele de noi. Și înapoi alor când mă uit încolonați 6-7 perechi de domnișori de onoare. Eu le spun domnișori de ocară. Și vă spun de ce. Am luat certificatul de la mir și apoi mă duc la ceilalți și zic actele. Și acte, frate, zic, uite cum au ăștia acte. A, zic, nu vi le-ai eliberat încă de la starea civilă, dar le-ați depus. Nu, că noi nu ne căsătorim unul cu altul. Dar atunci cum vă expuneți în fața la 2000 de oameni de braț, când voi de fapt nu aveți niciun plan unul cu celălalt, nici măcar nu sunteți rudenii, mai stați apoi 4 ore, 5 ore la masă unul lângă altul, dar ce, voi sunteți imuni? Vă este o cinste? Vă faceți de ocar. Femeile bătrâne vor vorbi de voi dacă n-au altceva, alții vor zice, oare ăștia doi au nuntă după aceea. Băi, zic, dispăreți în formație. Alții n-au mai venit de atunci. Pentru că atunci când slujim Domnului, trebuie să ne bizuim pe Domnul. Eu accept la nuntă diferite variante, să vină mirile cu mireasa, să o aducă tata pe mireasă, că trece de sub autoritatea lui, sub autoritatea sub diverse variante. Dar să fie sănătoase, nu bolnave, să fie ceva frumos, ceva care să aibă demnitate, simbolistică. Dar să analizăm ceea ce facem, nu? Pentru că numai Domnul poate să dea biruință. Am avut o experiență, o tânără care cânta frumos, dar a cărei comportament moral nu era cel mai potrivit pentru slujba ei. Și am fost nevoit să-i spun că nu mai poate fi solista corului. M-a îndrăznit totuși să se suie. Și am fost nevoit în timpul unei slujbe și i-a spus să dea jos. Și a fost un moment de început de răscoală în cor. Cum adică? Și le-am spus fraților de slujbă, azi e duminică, până miercuri seara când avem comitet, toți postim. Și răsculații și-a leseseră un cap care să fie purtătorul de cuvânt. Și știți cum a lucrat Dumnezeu? Că pentru Dumnezeu e atât de simplu ca în Vechiul Testament. Când venea câte o tabără, nu mai făcea să suiere câte ceva și o luau ăștia la fugă. Dar nu era nimeni pe acolo. Și era în mintea lor numai.
cel ce trebuia să fie speakerul lor a fost sunat de cineva și s-a zis, ți-ai pus în plan să faci ceva. Și Domnul spune să nu te duci, dacă te duci, îți ia cea mai scump în ochi. Și ăsta avea trei fete mari și un băiețel mic. Și seara l-așteptau să vină și numai nu venea. Măi, hai aici! Mi-e frică. Și așa de frumos a încheiat seara aia, nu a fost nicio ceartă. Și frumos ne-au împăcat cu coriști. Că Domnul a dat biruință. Fata aceea care am disciplinat-o a mers apoi în America. Și m-a sunat după un timp. Și mi-a trimis un cadou. $200 și un pachet. Și mi-a spus să transmit salutări la cor. Pentru că atunci când te lupți pentru un adevăr și pentru numele Domnului, chiar dacă pe moment este o ispită, cei curați vor rămâne liniștiți și cu pace. Când Domnul dă biruință, când Domnul face o rană, Domnul o și vindecă. Dar dacă nu vor fi oameni puternici, scrie aici în continuare în capitolul 8 despre băiatul lui Gedeon. Știți ce i-au cerut evreii la Gedeon? El și neamul lui să domnească, adică să se constituie o dinastie regească în Israel. Dar e ceva interesant aici să mă asculte cei tineri de la versetul 20. Gedeon a zis lui Eter, întâiului născut, cel mai mare din 70 de fii, nu știu câți erau născuți atunci, cu privire la două căpetenii madianite arestate, legate jos. Scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-a scos sabia pentru că era teamă, era încă un copil și Zebac și Salmun a zis, scoală-te tu însuși și ucide-ne, că și cum e omul, așa e și puterea. Cum să domnească fiul lui Gedeon peste evrei că nu era în stare să omoare oameni legați? Și celălalt a fost în stare să omoare pe împărat la el acasă. Observați diferența. De-aia fiul lui Gedeon nici nu a putut ajunge, nu a avut putere să stea în fața poporului. Pentru că numai cu oameni puternici se poate face ceva. David, la urma urmei, să știți că n-a avut mulți viteji. Dar câți au fost? Se spune că în timpul lui Napoleon, în vremea primilor ani de domnie, când a cucerit, știți că Napoleon a mărșăluit până Egipt, la dealul Megiddo, peste tot. La un moment dat și-a dat seama, într-o bătălie pe un front, că pierde. Și a spus trompetistului, sună retragerea. Și ăsta numai stătea la el, băi, sună retragerea, că ne mor soldați. La care trompetistul zice, cum să sun, că numai înainte m-ai învățat să sun. Cu Dumnezeu putem să sunăm numai înainte, că în numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Vă citesc și din Noul Testament, că vreau să le susțin pe toate cu învățătura apostolică. 2. Hai, 1 Timotei. Să știți că după cele scrise în Timotei, în această epistolă pastorală, se pare că Timotei era așa un tânăr, așa blajin, așa ca, cam ca fratele Nicu Wagner, îmi imaginez eu. Și Pavel îi scrie, trebuie să ai autoritate. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 11. Poruncește și învață aceste lucruri. 5:7. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Întorc pagina, capitolul 2, versetul 6:7. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Slăvit să fie Domnul! Să ajute Domnul pe slujitorii dumneavoastră să țină întotdeauna în mână o sticluță cu un de lemn și în cealaltă un bici. Așa a făcut Domnul în templu. Scrie în Matei 21 că pe unii a dat afară și pe alții a vindecat. Unii cred că astea nu pot fi împletite. Dar un tată și o mamă cum le împletește când îi mânghie pe copii de la nevoie și îi disciplinează? Nu așa trebuie să fim și în poporul lui Dumnezeu? Nu e așa Dumnezeu? Ba da, El ne pedepsește dacă e nevoie, dar ne și iubește ca nimeni altul. Slăvit să-i fie numele. Nu uitați așadar aceste trei principii. Principiul consultării lui Dumnezeu în orice împrejurare, principiul unității în orice lucrare și principiul conducerii pline de putere și autoritate în numele Domnului. Amin.